Am avut o lucrare din partea Domnului pentru popor. Irma să-mi stă atât de rău, că nu puteam să stau în casă. Simțeam că mă sufoc și am să nu mă afară. Și cum ajungem afară, începem să-mi revin cu inima. Dar vreau să spun că în acel moment, Dumnezeu, când stăteam afară și să-mi trag aerul cum trebuie să respir, mi-a arătat pe cer niște demoni cum să uneau mână de mână, era un cer rotund așa și Domnul mi-a descoperit planul vrășmașului să dea mulți, multe duhuri la o masă întinsă, multe și plănuia împotriva pământului, împotriva poporului Dumnezeu. Unii din ei zicea că mi s-a făcut de cunoscut, cum să facem ca să cadă? Cum să facem ca să nu mai fie lângă Dumnezeu, să facă definitiv ca poporul lui Dumnezeu să cadă de la fața Lui? Și mi-a descoperit Domnul că vrea să ne aducă suferință. Vrea ca prin acest război, să aducă un război în țară, ca pe mulți să facă, să-și piardă credința, să-și piardă nădejdea și chiar de la fața Domnului să cadă. Și a spus Domnul că trebuie să ne rugăm pentru România, pentru poporul lui Dumnezeu, ca să nu cadă de la fața Domnului. Și Dumnezeu a spus că va distruge planul. El să-și fie glorificat, să-și ducă lucrarea mai departe. Dar noi trebuie să stăruim, să fim uniți în stăruință, în rugăciuni și Dumnezeu va distruge planul vrăjmașului. Eu atât am avut din partea Domnului, am avut pe inima mea să spun lucrul ăsta, ca să dai mai departe, să îndemn poporul, să ne unim în rugăciuni, în stăruință, ca planul lui, adică vrăjmașului, să fie dat peste cap. El să fie glorificat în veșnicie.